În China sunt mulți producători de telefoane, dar puțin dintre aceștia se remarcă pe piață cu ceva și mai puțini sunt oficial în România. Dar Meizu este unul dintre producătorii de top din China care a venit recent oficial pe piața noastră. În urmă, nu cu mult timp, am testat un telefon numit Meizu M6S, un terminal de buget la un preț de 800 de lei, care are un design unibody și un ecran cu aspect de 18 pe 9. Astăzi îl avem în teste și pe fratele său mai mic, M6T, care, deși are un preț de 600 de lei, oferă performanțe decente. Se poate vedea cum tehnologia de acum câțiva ani, care costa atunci destul de mult, poate fi a achiziționat astăzi la un preț mic. Acest model este interesant tocmai datorită prețului mic în comparație cu ceea ce oferă. Designul, mai ales la modelul alb, aduce mult cu cel al lui iPhone 6, ceea ce nu e tocmai un lucru rău. Din păcate, din cauza prețului redus, avem parte de un exterior din plastic, dar chiar și așa telefonul este rezistent și bine închegat. Sticla ecranului este curbată pe margini, astfel avem o senzație plăcută la utilizare. Ecranul este de tip IPS și are un aspect de 18 pe 9 cu o diagonală de 5,7 inch și o rezoluție de 1440 cu 720 de pixeli. Ecranul arată foarte bine deoarece are o densitate de 282 ppi iar luminozitatea este mare. În partea frontală nu regăsim butoane fizice, deși era loc pentru un buton Home Oval, care de asemenea putea integra și cititorul de amprente. Ca butoane software avem parte de unul singur, iar pentru a accesa task managerul este necesar un swipe în sus din partea dreapta a ecranului. Cititorul de amprente este plasat în partea din spate, imediat sub cele două camere foto. În partea dreaptă a telefonului avem butonul de volum și cel de power. În interior regăsim un procesor MediaTek MT6750 care are 8 nuclee și funcționează perfect, fără ca telefonul să aibă urmă de lag sau blocaje în aplicații și multitasking. Sistemul de operare este Android 7 cu interfață Flyme 6.3. Interfața se mișcă bine și este intuitivă. Așadar, nu vor fi probleme la utilizarea de zi cu zi, dar cine dorește poate schimba evident interfața după cum dorește. Pe spate regăsim două camere, dar numai cu una se pot realiza pozele, cealaltă fiind utilizată pentru efectul de bokeh. Camera principală are un senzor de 13 megapixeli cu expunere F2.2. La capitolul baterie și autonomie, telefonul stă bine grație celor 3300 de miliamperi. Telefonul face așadar față la o zi de utilizare fără niciun fel de problemă. Ne-a plăcut acest terminal și îl recomandăm celor care doresc un telefon ieftin cu care să-și facă treaba.